Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, ești cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum cu noua noastră mașină, după cum vedeți avem aici o ambulanță. Bă, nu a fost foarte scumpă că am șutit-o de la cineva, dar eu zic că arată bine. Ce număr are? Cine, eu? Sau ce? Nu numărul, numele. Brut! Păi e o brută! E o brută! Mă gândeam pentru episodul ăsta, pentru că am văzut-o pe Pisica cum s-a îmbrăcat. Să ne schimbăm și noi. Uite că să ne facem cap de ăsta de schelet pe față, cu ochii roșii și nebunii, și să mergem cu mașina de salvare. Un fel de gen ambulanță, ambulanța morții sau ceva de genul, că ambulanța trebuie să salveze oamenii, dar ambulanța noastră va omori oamenii. Haideți, băieți. Ce ziceți? Hai să mergem. Merge. Bă, găsim niște pereți să-i salvăm de la moarte. Faza e că ar trebui să ne îmbrăcăm și noi, dar nu știu cum ți-ai făcut ăla pe față. M-am dus la mască, la frizer. La frizer? La frizer, da. Și la face paint. Ok, hai să... uite un frizer lângă plajă. Cred că este unul, cum să zic, care are și pe gât desen. Eu cred că nu l-am cumpărat eu și de asta nu l-am acum, că... Oricum... Că dacă le cumpărai, le aveai. Dacă vă place GTA Online și mai vreți episoade, nu uitați să apăsați și butonul de like. Vrem să vedem dacă încă vă mai place seria și încă mai... o mai doriți, nu știu, recent am văzut că am scăzut susținerea voastră pentru seria de GTA, dar totuși eu aș vrea să o continui, așa că dacă vă place, v-am zis. Și hai să vedem la frizer acolo, dacă putem noi să ne schimbăm... Trebuie să folosim cu rândul, nu? Da, n-ai cum altfel. Nu poți altfel. Da, dacă e decât un singur tip. Dar oricum eu nu folosesc, că eu nu... Ambulanța face drift. Ți-a plăcut? Da, mi-a dat cineva, un abonat de meu, mi-a dat un video, știi, și de acolo mi-a venit inspirația cu ținute de-astea foarte mișto. Ținute mișto, știi, și ținuta asta am văzut-o bine, am adaptat-o după gustul meu. Ce-ai făcut? Ai văzut? Da. Am arcat și m-am proptit jumate de mașina asta și m-a oprit perfect. Unde e? Uite la aici. Aici. Hot shave. N-am văzut niciodată aici. Nici eu n-am văzut niciodată aici, interesant. Stau jos. Hai că stau și aștept. Poți să mă cacă la private? Nu mă lasă. Vino aici, Max. Stai la coadă. Nu, vreau să-l văd pe Mihai cum se... Ți-am ochii roșii, chiar... face paint, nu? Da. Gândește puțin, că se duce ceva la tuns. Și pe aici cineva stă așa creepy. Uite, am asta de Joker. Eu nu văd. Dar nu pune pe aia de Joker, Mihai. Pisică, ia uite-te la mine. Da, nu mai văd dacă de acolo. Ce pe bune, tu mă vezi acum? Da, nu pe tine. Bravo, Max. Nu știu ce să pun. Ia. Asta zic că dă-te cu fauna. Și... Uite-te, nu, noi nu vedem. Parte. Noi nu vedem, vedem? Nu vedeți? Nu. Ce pun în timp real? Skull, scale, serpentin. Ok, hai că o să aleg eu unul rapid. Ceva cu cap de mort. N-am nimic cu cap de mort, pe asta e cea mai apropiată. Dar pisica de unde are chestia aia? Nu știu. Mi-am cumpărat-o. E fată, poate și... De la face paint, nu? Nu din altă parte. Nu, de acolo. Dar și aia merge. Merge, nu? Mhm. Și poate să-i schimb culorile, cred. Și ochii tot de aici ți-i faci? Da. Da. O să vedem, hai că mă pun și eu pe scaunul. Ce ciudat se vede că voi încă vă puteți mișca în spate. Da, uite, că ziceai tu că... Nu! Nu! Mai văzesc! Stai, deci eu ce ochii am acum? Dark brown, să țin minte. Să mi-i schimb înapoi după aia. Mamă, roșii complet, roșii cu albastru. Wow, frate, ești nebun. Am tot o regină cu mâna aia. Cred că roșu complet mi-i fac, roșu complet. Bă, am activat și acum mă face ca și cum mă tunde, dar îmi pune ochi. Ai ochii roșii. Oh my god, e creepy. Welcome to the dark side. Așa, și acum hai să vedem. Bă, eu am o grămadă cu schelezi, ce vorbiți voi? Da, știu, pentru că a fost, nu mai știu, cred că de Halloween, mă. Trebuia să ți le cumpere ca să-ți rămână, că dacă pe nu bune? Le scotea, știi? Da. Și de-aia nu le-am, nu mi-a plăcut niciuna și n-am luat. Și știu că e una care te face și pe gât, știi, să arăți ca un schelet, nu știu dacă da, ai cumpărat. Da, aia, oameni, o iau eu pe aia. Eu. Aia e super mișto, dar n-am cumpărat-o, pentru că am zis ce îmi pun eu mască, ce trebuie să dau atâția bani. Aha, asta, exact, despre asta. Țin minte că mă făcusem eu cu, adică mi le luasem. Da. Asta e super mișto. Asta aș fi vrut-o și eu. Cum ne facem nu... să avem gen, să ne îmbrăcăm, să ne și îmbrăcăm ca niște scheleți? Cum ne îmbrăcăm? Păi puteți ori să vă faceți voi o ținută, ori, nu știu, niște costume de-astea. Costum negru, full negru, dar să se vadă fața.
Da. Eu vreau să rămân așa, că am făcut ținuta asta. Să vedem unde sunt hainele. Stânga. Ok, l-am văzut. Faza că sunt player pe aici. Prima la drept. Foarte bine. Ping pong. Hai să nu vine la noi, știi, asta e faza, da. Prima la stânga. Aici, aici. Frate, e calculată treaba, înțelegi? Adică se știe. Bun. Așa. Și acum, să mergem aici. Să ne luăm un costum. Eu o să caut un costum gata făcut. Și eu că e mai rapid. Ia. Dar... Hai, shopping experience. Tu îți dai seama că în momentul în care mie îmi pune ochelari și chestii de genul ăsta arată ridicol? Da, poți să te duci să-ți pui mască și chestii dacă vrei. De exemplu, niște... măști de alea doar la ochi, știi ce zic? Știu, dar aș vrea un costum negru. Bă, e de la motocicliști, dar nu se potrivește neapărat. Stuntman în niciun caz. Da, și mă uit ceva care să... Faceți în felony. Să-mi acopere cumva, dar nu prea ai, frate. Sunt multe costume cu ochelari și chestii în cap. Știu. Când îi pui ochelari arată ridicul asta. Dar de ce nu avem ceva care să fie fix schelet? Știi că mai sunt de ăștia care... Ia, trebuie Mihai. The Raid, cred că ăsta e cel mai... Unde? E negru, e The Raid. Că mă mai uit. Dar îmbrăcați-vă amândoi la fel și eu să fiu asta cu roșu și cu cască de-asta. Uite, asta se potrivește cu fața mea, să zic. Fără șapcă, evident, dar... Merge, știi că e în două culori, alb cu negru, roșu cu negru. Max, ce? A, The Raid, asta se te îmbrace așa militar. Să văd că mă mai uit încă mă mai uit. Service, business, casual. Sunt multe costume. Ai putea să-ți iei ăla de... care luminează. M-am uitat și la ăla, dar ți-acoperă fața, trebuie să scoți mască. Păi îți scoți cască. Independent flight suits. Ceva ca un schelet aș vrea, frate, dar n-ai. Nu sunt, ce-i drept. Eu am colanți de aia de schelet. Mă, cred că avem și noi dacă ne uităm la piesă cu piesă la Blood, știi? Dacă da. Se le caută așa, dar așa costum gata făcut nu cred că avem. Nu, n-aveți. Shit, Heidi. E, deci combinația asta de fața aia cu diferite costume, nu știu, e amuzantă. The tail. Cred că asta o să-mi iau. The Metal de la High Strider. Că mi se pare mai ok, nu e armura aia nebună. Mhm, arată bine ăsta, chiar arată bine pe tine. Cred că așa. Îmi place masca aia mult. Aia am vrut să o folosesc eu, că așa avea tipa din videoul respectiv. Dar nu o am. Așa că am improvizat. Asta îmi place mie. Te-ai pregătit? Afară. Vin și imediat. Uite, ăsta l-am ales și tu. Care l-ai luat? Ce-l luat? Cred că același l-ai luat. Nu? Da. Da, același. Da. Da, e cel mai potrivit. Păi da, că nici nu vrem armura aia groasă, știi, asta e faza. Bun, hai Mihai aici. Acum și să te pregătești, Max, să scrii pe chat și noi apoi ne întorci cu spatele, ca să nu ne bubuie direct ăștia. Da, da, unde trebuie să găsim player, nu? Acolo sunt tipii roz. Aici e un tip la spray. Hai să văd. La spray-ul din mijloc de acolo, unde e mergem noi acolo. Mereu. Puneți voi punctul unde vreți voi, o să scot eu de pe hartă. Ok. Hai. A, acolo. Tipul ăla roz e și cu vâlbi. Voi puteți să scrieți pe chat dacă vreți să scrieți ceva, pentru că eu conduc și nu prea am cum să... Dacă scriu, mă opresc. Deci am să pregătești deja, știi? Păi dacă pregătesc, mai cum să conduc. Nu crezi? Băi. Tastele pe care scrii trebuie să apeși ca să conduci. Păi făceam o chestie de-astea, gen... Ce conduceam, lăsa mașina să meargă drift, cam rapid, dădeam mentă și continuam să conduc, știi? Și... Merge, dar... Așa. Volanta asta e dificil. O să zic că... The medic will see you now. Lăl. AQEE982, ăsta e tipul. E înăuntru? E înăuntru, cred, dar mi-ar arată că nu e cu mașina, gen. Da, nici mie. Nu pot să... Nu pot să stăleze amulanța, sau făceai neagră cum era. Mamă! Stai să văd. Stai pe organizația, nu știu ce fac. Și mai sus, nu-i nimeni. Mă uit să... Okay. Bă, dar sunt o grămadă... A, uite-i mă, pe organizația cu elicopterul, îi vezi? Mai e unul care e activ. Puneți voi punctul unde vreți. Dacă nu ieși și face să auzi din spate.
Ia să și vreau să fac. Da, gen, de acum. Ei, ăștia roz sunt aici. Hai, ăștia roz sunt acolo, dar sunt amândoi cu un elicopter ceva. Doar unul parcă are elicopter. Celălalt era pe jos, sau? Ok, trebuie să facem secură servul, da? Da, ăla e pe jos. Friends? Okay. Am dat secură servul. Să dați accept ca să ne ascundem, da? Și handbrake. Da. Puneți voi punct. Uite aici. Hai că dau ghost-ul. Am dat ghost-ul. Așa o să zic că eu am ambulanță normal, pentru că ei nu o să vadă că noi suntem player. Aoleu, ăla-i cu... ăla-i cu banana, mă. Banana. Uite player-ul cu ducat de... Aaaa? N-a, prea-i cum, n-a, ce să-i faci? Bagă, bragă... Aaaa, uite, uite că s-a blocat. Se întoarce. Aaaa, a făcut accidentul. E blindată, e blindată. El nu știe poți că... Poți să-i tragi. Da, da, stai. Bă, ce Dumnezeu? Ce dracu trage ambulanța mine? Ia, trageți, trageți, trageți! Hai că vine prietenul lui cu ce banana, patru, ce acum patru, face ce kamikaze. Bă, ce patru? Am dat eu pe mașina lui deja. Lasă să-și o ia. Nu știu, l-așteptăm după colț. Nu știu ce... Ce-a făcut, a ieșit? S-a dat de pe hartă, cred. De obicei apare că... No, nu, nu-ți apare, îți apare mai târziu Ghost. S-o fi dat de pe hartă și el și prietenul lui, că am impresia că făcea o misiune ceva. Ah, uite, uite. Cred că am misiunea aia cu elicopterul banană. Nu, ăsta, uite, ăsta e. Ăsta e. S-a ajuns în fața lui. Nu detonă, acum. A omorât pe mine, dar de unde? Din spate, cred. Din mașina aia, l-am omorât eu acum, uite-l. L-ai omorât, nu? Da. Stai, 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 ambulanță, așteaptă-mă. Plec spatele. Rip mașina lui. Hai, 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 repede, repede, repede. Nu știi că ce faci? Gata. Ok, secret serve, abilities, bribe. Am dat bribe și tot ne urmărește poliția. Posibil? Hai că sună restul. Bă, știu când dai bribe n-ar trebui să te urmărească poliția, nu? Indiferent că tragi. Ai bribe, adică am mituit polițiștii, ar trebui să fie gen... Știi ce zic? Hai că am mai intrat oameni pe sesiune până una alta, hai să vedem... Acolo. Acolo, la fiul. Da, da, îi văd. Mata. Spure motorul, mă. Știu, că ne las, că n-o las mai moale. Am părut să-i ciudat. Știu, scârță e. Ceva pe tal. Frate, nu e o mașină nouă? Ce te aștepți de la ea? E o mașină forjată. Sănătate? Ce? Fiind o mașină forjată, normal că scârță e. Fiți pe fază, da? Unde? În fața voastră, cum vine. Vine acum drept. Uite-l, uite-l, uite-l. S-a învârtit. Dă-i. Ohoho! Te trag cățeaua. Mam! A venit ambulanța și i-a rezolvat problema. Lol, frate. Deci chestia asta cu ambulanța... Asta poți zici că e ambulanța morții. Și cum era mic... Da, au căzut ușile. Dacă era neagră, puteai să zici că e ambulanța neagră. Da. Mamă. Ce, ăla s-a făcut ce-o, fii atent. E unul care s-a făcut ce-o, are curaj. Ce ăla care s-a făcut? De era la spray acolo. Ăla e? Nu știu dacă ăla e. Fiți pe fază, da? Fiți pe fază. Că trec razant pe lângă el, vezi că fură o mașină. Uite-l. Dă-i. Gata. Ambulanța morții pe sesiune. Oameni frește, ce nebunie am făcut. Deci nu-mi vine să cred că ne-a ieșit planul până la urmă. Bă, important e că încă e... Bă, dar unde sunt ăștia de pe sesiune? Începe să faceți haos pe aici, că oricum a început să vină poliția după noi. Deci mi-arată că sunt 8 oameni, dar când intru văd decât... Au, păi uite sau... Oh, uite-l pe la sus acolo, ia. Din organizația inamică. Vine salvarea, vine salvarea să vă ajute. O, cu elicopter. Îl văd. Dacă e Buzzard. Că e Buzzard. Dacă e Buzzard. Sigur e Buzzard, care organizația și cheamă repede. Nu, nu e, e banană, e ban. Bă, dacă a terminat misiunea, săracu. Ok, fiți atenți. Nu, mă, asta e de când am intrat eu pe sesiune, e cu banana lui. Intrați repede în... stai așa.
Hai repede, pisica, urcă, 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 urcă. Pisica, am nevoie de tine în, în elicopter. Sus, sus, Mihai. Păi, atunci urâie. Au mașină, au mașină, o vezi? Da, da, da. Go, 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 go. Go, 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 go. Înălțime. Ok, avem aici o banană și avem o mașină. Banana trebuie să pice. Deci banana trebuie să pice. Inclusiv mașina lui. Bă, nu știu dacă mașina mai apucăm la ea, dar banana trebuie să pice. Asta lângă? Că dau eu, ne-am. Hai. Pică, 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 pică. Bravo, bravo, bravo. Are misiune, mă, cred că de asta nu bubuie. S-a parașutat, s-a parașutat. N-am treabă cu el, oricum n-are nimic, oricum n-are nimic, mă duc pe mașina lună. E aici, e aici undeva, uite-l. Ne luăm loc! Ne luăm loc. Arătat, întoarce-te. Trag eu. Bravo, pisică. Gata, rezolvată problema. Mașina voastră. Băi, dar ești nebun cât de șmecher a fost asta? Da. Ne descurcăm de minune în sesiunea asta. Zici că e într-un film de acțiune sau ceva. Da. Aici sunt foarte mulți băieți. Unde vezi? A, în spatele nostru. Spatele nostru sunt o grămadă de polițiști. Nu știu dacă ați realizat. Hai, bă, uite, uite-te cum vin după noi. Hai să trecem pe lângă ei să vedem dacă reușim să dea cu aghiul noi. Sunt curios. Mi-e teamă puțin, uite-i. Eu... Picaj maxim. Oh! Da! Au dat! Hai, bă. Oricum, oricum ne dă pe ei, ne dă pe aici, putem să mergem după ei dacă vrem. Suntem exact lângă ei. Hai să vedem dacă îi nimerim. Bravo, Mihai. Ce? Bravo, bravo. Văd că mai e unul în față. Nu văd, în ce să... Oh, l-a spawnat exact lângă. Bravo, bă, ești nebun, ce se descurcă, Mihai. Încă unul cu mașina, what the fuck, ăla de la ce organ? El e ăla galben. Da, mă duc să chem buzzard-ul, mă duc să chem buzzard-ul. Trebuie să-mi iau urgent RPG-uri. Cum părăți? Secure serve, abilities, vehicles, buzzard-ul, nu, într-un minut, într-un minut. Trebuie să mai așteptăm un minut. Trebuie să avem grijă pentru că, dar oricum Mihai vă că îi face fără probleme, n-ai treabă, adică Mihai e pe fază aici. E râpul sniper-ul, da. A venit și poliția. A, prietenul lui a ieșit. Aaaa. Păi aici? Ia stai să vedem ăla, la altă, la galben, unde e. Deci ăla galben s-a dat de pe... Ba nu, nu s-a dat nu, de pe... Nu, a intrat acolo. Bă, dar aveam... Musteluță. Avea mașină și a dus-o deja? A fost probabil s-a dat de pe radar și... S-o fi dat de pe radar? Da, dar cred mai mult ca sigur o să vrea să vândă mașină. Da, dar are cooldown oricum. A murit Mihai, mă. Hai să încerc să fură mașină de poliție, poate nu-și dau seama. A, ba da, și-au dat seama. Vină pisică, vină pisică! Îl luăm și pe Mihai acum. Hai Mihai. Hai Mihai, hai Mihai. Pendejo! Mihai, nu știu ce înseamnă pendejo, dar probabil e ceva de bine. Aaa, mi-a spart o roată de spate. Pendejo nu e ceva gen frate? Ceva în genul. Habar n-am, nu știu eu. Bro, cum zic alții. Mă gândesc, am auzit de multe ori cuvântul, dar nu știu exact ce înseamnă. Dacă știți voi ce înseamnă, sper să nu semne ceva de rău. Oleu. Cum? Mam. Parcare. Bă, da, vine poliția după mine. Nu mai vine poliția după mine, am scăpat de poliție și gena mașina lor. Eu de ce am scăpat? Nu știu. Pisică, tu ai dat la Lester cumva? Da. Zic, a, ce magie! Te-am făcut să crezi că tu ai... Dar nici nu ziceai nimic, șmechera de tine. Păi, că am vrut să te fac să crezi. Și eu zic, mamă, ce norocos sunt, am scăpat de poliție, mă! Apășeam? Șurub. Hai. Hai, ia. Opa! Mai zic ceva de șurubul ăsta. Ca la bolet. Ți-a plăcut, da? Bă, da, să nu este tot mașința de poliție. Destul de mult. Ce anume? Sunt rezistente, adică rezistă și la gloanțe, rezistă și la accident. Păi normal că au nevoie să rezistem. Stai că ăsta galben se duce la firmă, băieți. Da? Eu așa văd. Ia uiți. Ba nu s-a dus să... A, ba da, ba da. Ia stai că îl urmăresc eu pe hartă. Faza că el se dă invizibil, mă. Așa. Paiii!
hai să-i facem o surpriză, să-l așteptăm în fața... Da, pe și dacă iese pe o oră, așteaptă-l. Nu, cred că iese asta. S-a dus la firmă. Să ne dăm azi să ne ascundem. N-am ghost-ul decât în 15 secunde. S-a dus la firmă, dar tu-l mai vezi? Nu. S-a dat pe hartă, iarăși. Momentul ăla când poliția te nimerește și tu fugi drept. Uite, acum îl văd. Uite-l, mă, uite-l în clădire. E ciudat că apare și... crezi? Așa de mult? Asta e mașina lui, Feden. Mamă. Să plecăm. Dacă vin și spre voi? Dacă am pus C4 pe mașina lui ăla. Să vedem la care de gând să vină. De fapt, nu știu, trebuie să mă uit, în principiu. O să stăm pe aici, până undeva. Tot în ce cam scadă poliție, dar o să dau, fiindem, Secure Serve, Abilities și Ghost. Hai să vedem dacă iese. Că acum nu ne vede, suntem Ghost. 3 minute. Au, oh, fuck. Parcă vezi că se uită pe geam. Dar și ce o să vadă o mașină de poliție? Și mă urmărește poliție. Uite, se uită pe hartă. Se uită pe hartă, fiindem, că se uită pe... E frică. Hai, prietene, ieși afară. S-a dat invizibil? Nu, cred că stă în loading-ul ăla să iasă din clădire. Da, bă, dacă cel mult ce vede aici e o mașină de poliție, fi chit că e stricată, gen. Na, n-ar trebui să fie suspicios. Dacă sunt doi oameni înăuntru, e puțin suspicios. Și n-ai costum de poliție. Pisica e în spate, da, și avem mâși de schelet. Bagă capul la cutie, Max. Apasă pe X. Alo, da. Eu nu te văd că bagi capul la cutie. La mine se vede. Tu mă vezi pe mine. Uite, mă, că a făcut AC982. Mission. Aaa, și-a făcut misiune, mă. E dă-mi pisici mașina lui. Da, s-a dus să-și facă misiune. Bă, ar fi fost planul perfect. Ar fi fost planul perfect, sincer să fiu. Și a fost destul Caterinca să-l așteptăm pe băieța și aici, dar na. S-a speriat, mă, cred că s-a uitat pe harta, a zis, bă, da. Când văd că sunt 2-3 într-o mașină care trag sincron, de obicei... Crezi că s-a fi uitat pe geam? Bă, e o posibilitate și asta. Ar fi Caterinca. Hai să facem un Rocket Voltic. Și o să facem un... Venea, spre voi. Pe drum. Hai să văd care. Bumblebee, hai să facem Bumblebee-ul. Sper să fie ok să mă dea host. Da, stă în loading. Nu știu ce să zic. Nu, nu, nu. Haideți repede, 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 că văd că e încă... Sunt mulți, sunt mulți. Ce cam apucat. Bă, dacă pornește cursa asta cu atâția oameni, o să fie haos. Sper că vă imaginați, nu? Gen nu poate. Ha! Lol. E pe timp de noapte... Câte lap-uri sunt? Unu, ok. O să fie interesant rău. Cred că da. A, e făcut non-contact, mă. Da? A, ok. Bă, e mai ok, în opinia mea. Dar sunt curios dacă... ăla din spate... Dacă merge boost-ul ăla, da. Dacă ăla îndă boost în față, oare se întâmplă ceva, dacă... Nu. Nu-i contact, n-ar trebui. Bă, e mai bine așa, într-un fel, știi? Da, și pe noapte n-am jucat-o. Deci aici e doar de skill, trebuie să nu greșești. Dacă n-ai greșit, ai câștigat. Hai că da lungi. Nu-i niciunul cu level foarte astronomic, așa că e ok? Da. Par toți ok. Am un level 7. Na, da, și eu să găsească o cursă și l-ai băgat în cursă, na. Ce-i drept și eu, dacă aș deschide pentru prima GTA și aș auzi de mașină rachetă, aș intra să văd despre ce-i vorba. Da, știi? Pentru că uite, aici poți să o conduci fără să o ai. Știi, asta-i fața. Da. Iată-l pe ăla, lol. Sunt îmbrăc. Mă uiți și de fiecare când intru așa, ăla cu casc. Era unul cu casc albat și a scos casca. YouTube poți tot dezbrăca. Da, ăla dezbrăca, la ăla mă uitam și eu, gen, se uită așa de urât. Și sunt doi cu costume roz. Că bă, acum te bat. Și am costumul din Watch Dogs, numai că am fața roșie și ochelari și mască. Eu am aia. Cu roz e Max. Nu, nu e cu roz. Ești roz Max? Nu. A, bă, da, lol. Te refer la costum? Da. Da, da, aveam ăla roz. L-a pus non-contact și în lab. Știu eu tipul ce face, nu? Să fie sprint. Poate știe cursa perfect. Da, mă, nu ne afectează, dar așa, așa da viață. Așa da, adevărat. Și tot îi vezi pe ceilalți. Nu e... Aici noi trebuie să stai fără probleme, că oricum nu întorci pe nimeni. Nu... asta e faza. Până acum mi-era frică. Zic, bă, că întorc pe unul, că întorc... Lol, s-a învârtit Mihai în fața mea. Eu am fost. Te-am văzut, te-am văzut. M-a atins ăla, da. Sunt bine. Te-a atins o chestie. Nu, m-a atins... Te-a atins, adică... Uite, bă, nene, că... Mă, ce e aici?
frate, zici că sunteți dudaci. Ei, zici? Mamă. Sunt pe nou. Faza că slipstream-ul nu mai merge, știi? Nu. Aici e fiecare pe barba lui. Da. Mamă, s-o pe loc 8. Și eu pe 6, pe 3, pe 5. Sunteți toți acolo, a? Pe 1, pe 7, pe 8, a luat o razna. Păi da, e în felul cum se învârt tunel. Dar faza că... Acum mi-s-o pisica? A, lu. Ce? Văd-o pisica acum, acum mi-s-o, că ai căzut ciudat. A fost ciudat rău. Uliu! Uliu! E bun. Aoleu, viață! Oprește-te! No, no, no. Mamă, cum se duc toți aici, ești nebun, așa ceva? Cum îi vezi pe toți zburând în spatele ăla, like, what the fuck? Ce de Caterincos? Bă, să știi că e șmecher așa, la cursele astea să fie non-contact. Da. Adică eu tot îi văd pe ceilalți cum merg. Dar nu te influențează cu nimic. Da, nu te... Nici nimic. Sau faptul că te mai întorc. Da, uite, vezi, nu te mai întorc. Nu știu, eu m-a depășit ăștia de ceva vreme. Sunt pe 3. Pe 2. Ah, aproape 2. Dar gen, n-am greșit-o până acum, nu știu cum m-au depășit. E, timing-ul, virajul, când ai boost, contează mult aici. E, cursa s-o să fie fix pe skill, pentru că nu te mai învârte nimeni. E lupul ăla ciudat. No, no, nu-s. Mi-ai în față. Stai că tunelul ăla ciudat. Da. Ești pe 3. Sunt exact în spatele vostru. E nebunia asta cu tunelul. Așa, haide, haide, haide. Să-i faza, unde, la, ăsta la care le e frică să dea boost aici, tu ai avantaj în fața lor dacă dai boost în curbă. Mare, da. Bă, dacă poți dai boost în curbă, să o controlezi, câștigi secunde. Păi, asta e, da. Dacă poți. Asta e un detaliu. Nu pot să depășesc locul 2. Dă boost în aer. Da, bine, da, și eu, da. M-am dus aiurea. Ah, fuck. Învârte-te. Ce aiurea, frate, că m-am învârtit acolo? Bine, m-am învârtit eu, dar din săritură mă refer. Ia uite, iar s-a învârtit. Na. N-am mai avut ce să-i mai fac. Nu pot să cred că s-a salvat. Ce? Bă, ce bulănos. E, a virat unul și era să iasă în bălării rău de tot. Am ieșit pe 3. Te salvezi, mă, cu ăsta, cum îi zice. Te salvezi cu boost-ul. Știa? Am ieșit pe 7. Deși am dominat aproape toată cursa, dar nu știu, frate, m-au depășit aia pe la jumătatea cursii. La habar n-am cum. E blat. E blat. Ei, nu e, dar zic așa. Am complotat. Da. Ia să văd. E unul, ăla de 7 stă pe loc, cel puțin. Ia să văd pe pisica, dacă reușește să termine cursa. Nu mai DNF, pe ce Dumnezeu, da? Ce? Da? Nu ești departe, da, dar e send în 2 secunde. E send în 2. Nu era foarte departe de așa, dar oricum... Da, după primul loc n-am făcut nicio greșeală, l-am văzut eu. Să pricepe. Oricum, ăsta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu GTA Online, nu uitați să apăsați butonul de like, astfel ne dăm și noi seama dacă vă place seria sau dacă vreți să o mai continuăm. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!